Nu reprezint politic pe nimeni. Cred că voi fi cel mai bun reprezentant al societății, al cetățeanului contribuabil care plătește prin publicitate și instituțiile media, dar și Consiliul Coordonator al Audiovizualului și pe dumneavoastră vă plătește ca aleși ai poporului. Să nu filmez? Dar... Deci, domnul deputat, noi am finalizat, deci vă recunosc știți plasarele concurenților la acest concurs. Și acum recurgem la procedura de vot propriu-zisă. Deci, eu este propunerea să votăm pentru și contra abținuții. Ei, cum se votează? Și începem la fel cu concurenții în ordinea cum au depus dosarele. Primul a fost Cosma. Cine este pentru a îi da vot de încredere de a fi membru în CCA-ului? Domnul Artur Cosma, rog să votăm. 6 suntem și noastră. Vă abțineți contra? Contra. Bine, mulțumesc. Acum avem pe doamna Țurcanu Marina. Deci, pentru doamna Țurcanu Marina, cine este pentru a obține 2? Vă mulțumesc. Și l-avem pe domnul... și restul ne-am obținut, da? 2 și noi suntem 7, da? 7 și 2 și 5 abținuți. Deci, vă rog în procesul să fie notat. Și domnul Brega Oleg, cine este pentru a-i da vot de încredere pentru a fi ales membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului? Rog să votăm. Eu nu voi vota pentru Brega. Și eu vă spun. 2. Noi suntem 2. 2 și 5 și 5 abținuți. Vă mulțumesc. Deci, Oleg, ai văzut că am votat pentru tine. Eu vă mulțumesc că, propriu-zis, procedura de vot s-a finalizat. 6 voturi a luat domnul Cosma. Două voturi are doamna Marina și 2 voturi are domnul Brega. Deci noi, atunci, câștigător în comisia noastră este domnul Artur Cosma și dumnealui va fi prezentat la comisia juridică pentru a fi iarăși votat în comisia juridică, iar ulterior, în ședința plenă a Parlamentului. Cu asta noi am finalizat. Noi vă mulțumim. Colegul Iopor, auză? Nu mă afirmați. Dar eu o să vădez la plenă. Asta mai puțin mă interesează. Aici v-ați făcut de râs. Deja nu mai contează. Alegeri locale. Bine, la locale ai tot succes. Mă rog, nu-i nimic strașnic. Poftim. Am votat doar o singură candidatură la acest proces. Și este vorba de candidatura doamnei Țurcan, care a spus foarte clar că ceea ce s-a întâmplat cu Jurnal TV, Accent TV, NITV, este o încălcare și ea este împotrivă ca lucrurile să se spune în asemenea fel. Și doi, a fost singurul candidat care a spus că GCA a fost practic inexistent în campania electorală pentru parlament. Mi s-a părut obiectiv destul candidaților și special domnul Cosma ca să găsească o formulă diplomatic, ceea ce nu poate fi tolerat categoric în acest sens. De ce nu ar fi bun domnul Cosma pentru această funcție potrivit dumneavoastră? Pentru că dumneavoastră și eu și toată lumea vrea schimbări în această țară. Orice tolerare diplomatică. Se găseau tot felul de scuze pentru acțiunea sau inacțiunea CCA, este inacceptabil în acest sens. Inacceptabil, repet. Deci este clar că este o persoană numită de către cei care au făcut înțelegerile și au aruncat zarurile pe sub masă.
mă refer aici la cele de mine, ce este cea. Eu v-am rugat foarte mult astăzi, cu ocazia zilei de naștere, să mă scuteți de întrebări. Foarte simplu. Evident, nu am așteptat de ce nu sunt așteptat. Mi se pare că am un CV bun, o pregătire bun, o experiență bună. Ce veți schimba? Dacă au audiovizualul, veți schimba? Interiorul sunt foarte bun. Dar ce părere aveți? Am planuri bune. Servesc partidului. Nu comentez ce se spune, bărfe, chestii. Care va fi primul pe care îl veți face atunci când veți voluta? Mai voi alătura la echipă, o să vedem ce putem face și o să lucrăm. Asta e tot. Cum apreciați acum activitatea CGA-ului? Bun, satisfăcător. Chiar dacă în campanie a fost practic inexistentă această instituție? Ce înseamnă inexistent? Care campanie? Că domnul Cosma nici nu știe ce lume trăiește. Campania electorală. Eu nu am întrebat care e campanie. Noastră, vorbiți cu domnul Bregă sau cu mine? În campanie. Dacă vorbiți cu mine, ascultați ce vă răspund eu. Eu am spus ce înseamnă inexistent. Pentru că nu a acționat atunci când unele instituții mass media au încărcat codul electoral, dar și celălalt proiectul. Au permis unele instituții să facă agitație pentru o unică conferință electorală? Știți, noastră cunoașteți probabil legile, cel puțin lege cu privire la libertatea de exprimare, o cunoașteți, da? Care este balanța între interesul public și libertatea de exprimare? Unde este această balanță? Cum putem noi cugeta? S-a procedat corect sau nu s-a procedat corect și așa mai departe? Deci noi nu puteți cugeta. Trebuie să facă agitație electorală. Eu n-am spus că trebuie să facă agitație electorală. Eu am spus că există o balanță, un echilibru care trebuie de... Mă rog. Dumneavoastră, așa ca și cetățean, v-ați uitat la televizor, la unele posturi de televiziune. V-a plăcut ce s-a întâmplat? Adică nu ați observat faptul că se făcea agitație, se făcea propagandă? Nu am observat. Că a fost tot ok. Eu nu spun că a fost tot ok. Eu nu am observat, n-am urmărit așa de atent ca să spun că ce nu mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut și așa mai departe. Domnul Cosma, dumneavoastră... Eu am urmărit această campanie la sursele în mass media ca un simplu cetățean. Și acum noastră mă întrebați ce a fost, n-a fost. Mie mi-este greu să comentez. Dar sunteți pregătiți? Pe viitor eu o să comentez, evident, mai profesionist, mai... adică aceste subiecte. Domnul Cosma, dumneavoastră ați vorbit în interior acolo despre unele ingerințe din exterior în spațiul informațional. Da. Despre ce anume, mai exact, dacă puteți să ne spuneți. Mai exact, noi toți ne dăm seama de faptul că se duc război informațional. Da? Deci, cine aduce acele războaie? Toți sunt unii cu alții. Sunt interes. PD-ul, PLD-ul. Nu ați vrea să vă oferi să intervii cu oricine. Nu mi-am ascultat. Cine, domnul Cosma, cine ne-a spus că... Nu, poate dumneavoastră nu știe mai bine. Mersi. Ce înseamnă război informațional? Vă referiți la influența Federației Ruse? Influența cu ea, exact, dar ne puteți spune exact despre ce țară vorbiți, pentru că s-a vorbit foarte mult despre asta. Nu țară, dar nu vorbiți de însăși fapt ca deci nu este influența Federației Ruse. Nu vorbesc de o țară, nu. Eu vorbesc ca atare. De ce înseamnă război informațional? Între cine? Între, mă rog, cei care sunt interesați să promoveze o anumită politică a sa în altă de țară sau în altă regiune. Păi cine? Influența externă. Influența externă, evident. Din partea altor actori internaționali. Cum are? Nu vreau să comentez. Al-Qaeda. Dacă dumneavoastră știi. Păi de ce? Dar nu vedeți că bubuie, de ce îl chinuie să-ți înceapă plânge acum? Cine aduce acel război informațional?
Încă nu i-au spus la partid, n-are de unde să știe. Dar nu știe foarte bine nici. Nu știe război. Eu nici n-am fost la ședința partidului și deja știu. Păi spuneți de un război informațional. La ce să ne gândim? Explicați-ne ca să înțelegem și noi la ce vă referiți. La securitatea informațională până ziua a Republicii Moldova. Așa. Cine la atentează la această securitate informațională? Mai mult subiecte. Cine? Nu contează, nu pot să vă spun. De ce? Nu puteți sau... Mă abțin. Hai că sunt eu în pași. Mă pun cu unul. Ești nu ne lasă, așa? Nu, întreg. Mă te gândim acolo. L-ați făcut de râs domnul Cosma și tot partidul și o să faceți de râs și ce au. Așa mi-e rușine pentru dumneavoastră. Îmi crapă obrazul. Cel mai onorabil a fi vă dați demisia înainte de a fi numit. Plecați din concurs, las că supraviețuie ce au cu 8 membri. Eu vă doresc decât mult să aibă succes. Așa membri. Mult succes, vă doresc. Strașnic. Mult succes. Vedeți cât libertate presie. Da, câte libertate. Vorbiți cât doriți, ce doriți. Vorba, ce... Mulțumim iubit PD că ne-a dat libertatea presei, da. Noi respectăm și vom respecta, vom lua până moarte ca dumneavoastră să puteți să exprima chiar dacă nu suntem de acord. Minunat. Vorba ce... Cine spunea? Voltaire? Da. Exact, da. Asta este așa. Chiar dacă nu sunt de acord. Da, asta e. Poftiți. Hop. V-ați emoționat când l-ați văzut pe domnul Cosma. Și eu, ne-a stat inima în loc. Vreau să văd că și mașina merge, da? Cred că nu o să mi-o arate, o să duc la microbuz. Tare derutat, săracu. Și are domnul Vicol și domnul Colesnicu să voteze așa președinte de CCA. Sau alți membri care cred acolo, intelectuali și principiali și apolitici. Cuvânt de partid că o să ducă la transportul public. Numai să nu-i văd mașina. Parcă o să o poată ascunde mult timp. Cosma. Prost tot Cosma.